Bun găsit, doamnelor și domnilor, pentru că îmi susțineți activitatea atât de mult. Vreau să vă anunț că proiectul Alexandra Coman, acest canal de astrologie, a ajuns numărul 1 în România pe secțiunea astrologie. Așa încât vă mulțumesc. Și deoarece acest canal crește exponențial, în fiecare lună intră pe el și rămân pe el de la 1500 la 2000 și plus 2000 de oameni. Este important să anunț pe toată lumea că pe lângă acest proiect Alexandra Coman YouTube, care este un proiect pro bono, care este o informație astrologică muncită mult și de mine și de echipa mea la montaj ulterior, informație gratuită, care vine înspre voi pentru a ajuta la creșterea conștiinței colective. Vreau să vă reamintesc că există și o serie de produse scoase spre comercializare, produse pe care, dacă le achiziționezi, evident că ne susții activitatea. Din acest motiv, îți reamintesc că pe bilete.ro sau pe scriindu-ne pe adresa contactarond@alexandracoman.ro poți să achiziționezi horoscopul ultra detaliat al lunii. Poți să achiziționezi webinarii. Poți să achiziționezi horoscopul anului 2022. Sunt 4 ore și 40 de minute de filmare în care se analizează zodiile, fiecare zodie, ascendent și lună natală și relația cu planetele retrograde a fiecărei zodii în 2022. Deci, horoscopul lunii, webinarii, horoscopul ultra detaliat al anului 2022 pentru fiecare semn zodiacal în parte. V-am zis, 4 ore și 40 de minute de filmare. Și la final vă anunț că există și agenda anului 2022 în format PDF, deci format electronic, sau format fizic, poți să-ți o comanzi să-ți vină acasă. Prin achiziționarea acestor produse, așa cum ți-am spus, îmi susții activitatea și a mea și a echipei mele. Vreau să îți mulțumesc pentru toată participarea ta la creșterea proiectului de astrologie Alexandra Coman și te invit în continuare să vizionezi filmarea care urmează. Încă o dată mulțumiri și îți doresc o zi absolut superbă. Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de duminică, 6 martie. Nu uitați că pe bilete.ro a apărut horoscopul ultra detaliat al lunii martie și dacă vrei să știi ce se întâmplă, să fii la curent cu evenimentele lunii martie, îți recomand să achiziționezi acest horoscop. Fiecare semn zodiacal are parte de aproape o oră de informații, de la 30 de minute de analiză pas cu pas, zi cu zi aproape, eveniment cu eveniment al lunii martie și bonusurile care vă așteaptă, horoscopul prezentat general al lunii martie, horoscopul culorilor și mantra lunii martie. Deci, vă aștept pe bilete.ro să achiziționați acest horoscop. Bonusurile le aflați înaintea tuturor celor care urmăresc YouTube-ul. Asta e avantajul. Știi înainte ce se întâmplă. Vedeți că încerc să instaurez tradiția ca horoscopul lunii să apară pe data de 22 a lunii anterioare, astfel încât să ai timpul necesar să fii pregătit din toate punctele de vedere. Și tot pe bilete.ro intră pentru a afla detalii despre evenimentul care are loc pe data de 2 aprilie. Evenimentul extraordinar, webinarul dedicat activării puterii atlanților. Un webinar încărcat de foarte multe informații spirituale, care se centrează pe un eveniment care se produce odată la 23.616 ani, deci da, deschidem poarta cunoașterii și în cinstea acestui eveniment, conjuncția Jupiter-Neptun, voi face un webinar care va deveni o adevărată unealtă pentru tine și cei dragi ție de-a lungul acestei vieți. Deci, pe bilete.ro poți să te înscrii la acest webinar, iar dacă nu poți participa live pe 2 aprilie, începând cu ora 12, nu e nicio problemă, pentru că
vei primi linkul privat spre vizionarea evenimentului ulterior. Așa încât bilete.ro te așteaptă, iar noi suntem astăzi la ziua de 6 martie și pregătim horoscopul zilei. Așa încât, hai să vedem despre ce este vorba cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Este o zi în care îți recomand să te centrezi mai mult pe problemă în loc să cauți vinovații. Încearcă să îți păstrezi zona de simplitate, de umilință, de ancorare în realitate, pentru că alminteri, dacă te lași cuprinsă sau cuprins de orgoliu, rezultatele vor fi dezastruoase. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. În ultima perioadă, i-ai cam neglijat pe cei dragi. Fie ai fost ocupată sau ocupat, fie ai fost stresată și i-ai ignorat și acum este timpul să remediezi această situație pentru că vezi că frustrarea se acumulează și este doar un pas până începe un conflict deschis între tine și ceilalți. Așa încât îți recomand, activează-te și sună, vorbește cu ei, pregătește o cină frumoasă, tot este weekend și poți să-i aduni pe cei dragi în jurul mesei. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Astăzi, frustrarea iese la lumină și vezi că ai un risc major de ceartă cu persoana dragă sau cu rudele tale. Se vor spune lucruri, se vor da cărțile pe față și nemulțumirea iese la lumină. Încearcă să te temperezi pentru că tu, ca și zodie, ai abilitatea să vezi dincolo de aparențe și să-i lovești pe cei dragi în punctele lor cele mai sensibile, iar apoi regretele tardive nu vor remedia situația. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Astăzi s-ar putea ca racii să fie mai plin de toane decât de obicei. Racul, prin definiție, este un semn plin de toane și nu critic racul, și eu am ascendentul pe rac, și am să vă explic de ce suntem prinși de toane uneori, pentru că luna, planeta guvernatoare a racului, se mișcă foarte repede dintr-un semn zodiacal în altul, adică două zile și jumătate. Și atunci treci de la o vibrație la alta și da, e normal să ai toane, numai că astăzi atingi vârful de sus al toanelor. Și atunci ia puțin în calcul programul pe care îl desfășori în viața de zi cu zi. Poate e nevoie să dormi mai mult, să faci mai multe exerciții, să-ți schimbi puțin dieta. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Încearcă să nu-ți eviți prietenii și cei dragi astăzi, chiar dacă cumva nu prea ai foarte mult chef să socializezi. Vrei să fii cu ale tale, cu gândurile tale, numai că atenție, această zi te predispune spre depresie, spre melancolie, spre victimizare și nu-ți permiți aceste lucruri să-ți strice ziua de duminică. Prin urmare, ieși la cinema, uită-te la o comedie, cheamă-ți prietenii, dă telefoane, intră pe rețelele de socializare, fă tot ce-ți stă în putere, numai să nu te blochezi în casă singur sau singură. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioare. Astăzi o să ți se ceară o părere, o să ți se ceară o mână de ajutor din partea unui prieten sau a unei rude și ai să te simți foarte bine în ipostaza salvatorului. Încearcă totuși să nu te transformi în persoana care spune prezent
Ori de câte ori cineva are o nevoie sau cineva solicită ajutorul, pentru că încetul cu încetul riști să fii manipulat și folosit de către cei din jurul tău. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Presiunea care este pe umerii tăi, în familie sau la serviciu, s-ar putea să se transforme într-o explozie de mânie neașteptată și nefericită. S-ar putea chiar să fie nevoie ca ulterior, după ce îți trec nervii, să ceri scuze de la persoanele implicate în conflict sau persoanele care s-au transformat în sacii tăi de box. Este important însă să analizezi ce declanșează această stare emoțională în tine. Este vorba clar de o frustrare sau o nemulțumire. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Astăzi ești ca Speedy Gonzales, încărcat de multă energie și multă presiune și atunci este nevoie să iei în calcul niște activități care te vor ajuta să-ți relaxezi mintea, trupul și sufletul. Plimbările, masajul, yoga, spa-ul, deconectarea în fața televizorului la o comedie, discuțiile cu prietenii s-ar putea să te ajute foarte mult astăzi. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi este o zi încărcată energetic într-o manieră benefică. Socializezi cu multă plăcere și s-ar putea ca vizita surpriză a unor cunoștințe să-ți facă ziua mai frumoasă. Spre seară primești niște vești interesante, niște vești bune de la o persoană aflată peste hotare. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Relația de cuplu vă oferă stabilitate mai mult ca oricând și vă gândiți să faceți următorul pas. Poate să o legalizați această relație sau poate să cumpărați ceva împreună sau s-ar putea să vă implicați într-un proiect comun. Încercați să nu ascultați opiniile rudelor voastre, pentru că acestea s-ar putea să fie pline de invidie și să vrea să tulbure liniștea pe care o aveți. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Este posibil să ți se achite o datorie și, sau să primești un cadou astăzi, sau dacă nu e vorba de datorii returnate și cadouri primite, va fi un compliment, o vorbă bună din partea unei cunoștințe sau unui prieten. Este o zi în care simți puterea grupului într-un mod pozitiv, te bucuri de socializare și te bucuri să interacționezi cu cei apropiați. Atenție însă la alimentație, pentru că s-ar putea să sari puțin calul în această direcție. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Întâlnești pe cineva absolut într-o manieră surprinzătoare și această persoană s-ar putea să aibă intenții serioase pentru o relație sau să planificați o afacere împreună, un proiect comun. Este o zi în care discuțiile de la suflet la suflet cu o persoană care a apărut în viața ta recent îți clarifică niște semne de întrebare privind prestația ta, activitățile tale, acțiunile pe care le faci în general. Este o zi în care peștii și marcajele pe pești ajung la niște clarificări. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de 6 martie. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare. Nu uitați de bilete.ro, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să comentați în josul acestei filmări dacă vi se pare interesant sau nu subiectul. Și să ne vedem cu bine și la alte horoscoape. Pe curând tuturor! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman.
Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează, în acest caz Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul ultra-detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia. În cazul meu este zodia Leu, un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să își rețin, ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă seamănă evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite în niciun fel dacă nu dați click pe asta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm, clic pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi Leu Decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!